Salutare tuturor, sunt Andrei și astăzi la Viața Bate Filmul vrem să facem un lucru mare. Să luăm pauză o zi de la fumat, obligatoriu pentru toată lumea. De ce? Pentru că pe 18 noiembrie astăzi este Ziua Națională Antifumat sau Fără Fumat, să spunem așa mai pe clar. Vreau și eu să știu, ați rezistat voi oare o zi fără țigări? Nu știu, vrem și noi să vedem câtă lume mai fumează, nu mai fumează și de ce sunt așa de bune țigările astea, că niciodată n-am aflat răspunsul la întrebarea asta. Hai să vedem. Nu o suntem. De ce nu? Nu o simt nevoie. Nu, de 16 ani. Nu mai fumat. Nu sunt fumător. N-am fumat. Probabil din obișnuință. Părinții n-au fumat niciodată. Și ce am învățat în familie, am moștenit și noi. Din tinerețe, când eram studentă, am început să fumez și mi-am dat seama că e prostie. Singură mi-am dat seama și m-am oprit. Dar la vârsta aceea de 18-19 ani, când ajungi din Suceava în București, te simți că ești cineva și atunci începi să fumezi, să ai părul, să ești cineva. Dar după aia îți vine mai multă minte și nu fumezi. Nu-mi trebuie. Nu-mi trebuie, nu. Dacă nu sunt fumător, nici nu mă interesează aspectul ăsta. Nu e nici un drog, e un viciu așa de... Dar eu sfătuiesc pe tine să nu fumezi. Nu știu, probabil ca un drog pentru stimulare. Nu pot să vă spun mai mult. Dacă eram fumător, v-aș fi spus poate mai multe. Nu știu, nu m-a întrebat, dar știu că bărbatul meu a fumat 30 și ceva de ani și până nu i-a zis doctorul să nu mai fumeze, turmă de bea s-a lăsat. Cu o viață întreagă am avut mereu discuții cu el. Măi băiete, nu mai fuma atâta, nu mai fuma atâta, că era un fumator înrăit. Nu știu, nu pot să-mi dau seama. E un viciu. Nu te poți lăsa așa ușor. Mi-am spus, e un viciu așa, de probabil de fantezii, de... Părerea mea că sănătatea mea e... Așa. Nu știu. Probabil stresul, fondul nervos, stimuli probabil care se produc în creier, fac ca de la zi la zi să avem tot mai mulți fumători. Nu știu, nu știu, și atâta, eu știu, metode de lămurire sunt și nu gândesc, asta este. Dar oricum fumatul e foarte dăunător, nu? La toate, la plămâni și la atâta și atâta și la inimă și la bolile cardiovasculare și la TBC și la totul. E ca un drog. Dar eu nu pot să spun dacă nu fumez, nu? Eu am fumat numai țigări bun, Irene. Diferența? În modul de a-l procura, că practic... Mă gândesc că tutunul e același și forma, probabil, consumul, poate mult mai mare pentru că sunt mai ieftine și, da. Nu știu, apar, dar probabil că, eu știu, oamenii să lăcomesc la ceva ce e mai ieftin și probabil de aia, da, nu știu. Habar n-am, dacă eram fumătoare, vă ziceam mai multe. Nu pot să-l lasă. Mă ieftine, da. Eu nu pot să-l conving, doar dacă se convinge singur. Dacă are voință, nu? Are voință. Să spune nu, să aibă voință. Și atât. Așa am spus eu. Nu de mâine. E greu, e foarte greu. În primul rând, i-aș spune că viața s-a scurtat foarte mult. Deci știm, alcoolul, tutunul și stresul duc la o reducere a vârstei, practic, în ziua de azi. N-aș recomanda. Deci cei care se pot lăsa și la 40 de ani, dacă este necesar, să o facă. Pentru că efectele s-ar cunoaște imediat. Cantitatea nocivă de tutun cu atâtea sute și mii de, să zicem, de substanțe chimice
afectează într-un mod negativ organismul și percepția noastră mentală despre viața de astăzi. Păi dacă o viață întreagă l-am lămurit pe bărbatul meu, n-am putut să lămuresc, adică pe bărbatul meu, ce să mai zic? Pe altul, nu știu, nu știu, greu, probabil că trebuie multă voință, trebuie... Dar uitați-vă, am un exemplu în familie. Când i-a zis doctorul, domnul cu tare, dacă mai fumez, să știi că e capătul și mântuirea, atunci s-a lăsat. Până atunci nu a avut voință și gata, și probabil că așa în general. Sănătatea, în primul rând, nu-i bine și... Atât. Primul rând, sănătatea asta, cel mai important. Ați văzut și voi, țigările astea nu spune de nimic, chiar de nimic, nici nu găsesc un motiv clar pentru care lumea se apucă de fumat. Și să nu mai zic că dăm și o grămadă de bani pe ele. Uite, pe o zi așa de ploioasă, cum e astăzi, 18 noiembrie și Ziua Națională Antifumat, chiar nu puteți să le lăsați puțin? Sunt sigur că o să reușiți. Eu știu, o să vedem. Până la ora 12, hai, facem și noi economie până la urmă. Dacă vă vine vreo idee de emisiune, aștept un SMS la 0744-238-830. Nu uitați să vizitați și site-ul nostru www.vbf.ro. Pentru Bucovina TV, Viața bate filmul Andrei. Ca să te simți bine în casa ta, ai nevoie de un mobilier de calitate. Îți dorești mobilă de lux? La noi găsești un stoc variat de mobilă modernă din pal sau din lemn masiv, tapizată cu stofă sau piele. Sunteți așteptați la magazinul Mobila lângă Bucovina vis-a-vis de finanțe. Living Max la doar 1490 de lei, Alsace Mod. Arta secolelor trecute te va răsfăța. Un ardelean și niște tineri, unul dintre tineri. Bade, închide geamul că e frig afară. Ardeleanul închide geamul. No, acu' e mai cald afară. Pentru un termopan veritabil, vino la Mavarun SRL. Firma noastră execută tâmplărie PVC sau aluminiu cu geam termopan cu 5 camere de izolare fonică și termică. Profil Aeroplasto Germania 7000, toată gamă de culori. Sticlă termopan 4 anotimpuri, float și low E. Vă mai oferim pereți cortină și placări exterioare a Lucobond. Mavarun SRL, în Ițcani, strada Cernăuț, numărul 128, lângă podul peste râul Suceava. Telefon 0745 534 272.